Doamna doctor Ilinca Tranulis a venit alături de noi să vorbim despre prima fază. Bună dimineața! Bună dimineața! Colici! Lasă că o să vezi tu! Niciun copil nu seamănă cu celălalt. Sunt lucruri pe care le aud tot mai des. Hai să încercăm să luăm din miturile din popor și să vedem, din punctul de vedere al specialistului care a văzut niște mii de copii, ce se potrivește și ce nu se mai potrivește cu ce aflăm din bloc. Copiii seamănă la colici, adică e o dată la care după naștere am ști că încep? Nu e obligatoriu să aibă toți colici, iar cei care au nu se pornesc în același, la aceeași vârstă. Sunt două categorii mari de afecțiuni pe care le numim colici. Unele sunt durerile de burtică, care sunt normale. Le au cam toți bebelușii, ei au un tub digestiv imatur, nu e suficient de bine dezvoltat la naștere și poate să mai apară niște gaze, niște destindere ale intestinului care provoacă dureri. Acestea sunt normale, durează câteva minute sau zeci de minute și trec ușurel. Colicile de care se sperie toată lumea sunt de fapt niște manifestări extrem, extrem de rare, sub 5% din copii le au și înseamnă plâns neconsolabil 3 ore pe zi, 3 zile pe săptămână, cel puțin 3 săptămâni sau chiar luni pot dura. Asta înseamnă, copilul e mâncat, schimbat la mama sau la tata în brațe și totuși plânge. Acest tip de colici sperie părinții pentru că e frustrant să ai copilul în brațe, să-i oferi totul și el să plângă. Da. Avantajul acestor colici este că ele trec de la sine. Pe la 3 luni ale bebelușului se cam termină. Trebuie doar să aveți răbdare. Pe cine are 3 luni, doamna doctor? Nu știu dacă știți. 3 luni e foarte mult. 3 luni e un trimestru de școală. Okay. Cu răbdare. Dar cu încredere că ce faceți e bine, îl țineți în brațe, sunteți alături de el, îl dați de la unul la altul când nu mai puteți. Am vorbit și cu două vecine. Perfect. Au atunci zis că au băieți mari și au uitat cum e să le pasez copilul, deci s-ar putea copilul să aibă altă adresă în următoarele săptămâni. S-ar putea să vrea mai mult la mama și la tata, dar încercați și să cu... Să fie sănătos. Remedii imediate. Știți ce mi-a zis mama ieri seară? Zice, pe vremea când tu plângeai ca un șef de galerie, încălzeam cu fierul de călcat scutecul ăla de pânză și vi-l puneam pe burtică. Dacă e vorba de durerile abdominale, orice manevră, masaj, căldură pe burtică pot ajuta. Aceste dureri de burtică pleacă de la modul în care mănâncă bebelușul. Poate să înghită prea mult aer, poate să mănânce, dacă mănâncă la sân, să mănânce mult lapte de început, un lapte mai apos și mai bogat în lactoză care fermentează în intestin și îi dă mai multe gaze. Poate să aibă dificultăți în a elimina gazele și atunci îl doare burtica. Drept care, masaj în sensul acelor de ceasornic pe burtică, căldură, ținut în brațe, ajutat să aibă scaun, și astea se rezolvă destul de ușor. Cu cât e mai mult alăptat, riscul să apară aceste dureri de burtică sunt mai mici, laptele matern e cel mai bine tolerat, mama nu trebuie să-și facă griji pentru ce mănâncă, poate să mănânce absolut orice mânca și în timpul sarcinii și înainte de sarcină, și să doar să-l ajute pe bebe din când în când cu aceste mici supărări. Există o listă de alimente, am văzut și eu, am văzut varza pe listă, care se zice că dau gaze bebelușului abia după filtrarea de către mamă. Eu n-am văzut până acum lapte cu bule, deci laptele se face din sângele mamei. În sânge nu ajung gaze din intestinul mamei. Nu au cum să ajungă nici la bebeluș. Dintre alimente, dacă am corectat toate posibilele cauze și ajungem să ne gândim la alimentația mamei, cel mai frecvent incriminate sunt lactatele.
Există mulți copii alergici la proteina din laptele de vacă, acolo scoatem lactatele din alimentația mamei. Dar de cele mai multe ori nu e nevoie de așa ceva, nu e ceva ce fiecare mamă să facă de capul ei acasă, ar trebui un pediatru să consulte copilul și să indice acest regim. Altfel nu. Încheiem cu o întrebare optimistă. După plânsul de colici, ce plâns urmează în viața unui copil? Puseul de creștere. Nu dinții? Mai încolo. Deci mai e? E până la dinți. Bă, de ce nu se spune asta? De ce nu scrieți pe ecran ca la campania antifumat? Și nici tu, am înțeles, mai avem un copil dacă vă doriți, avem doi copii de dacă... Îl cunosc. Da, și cu toate astea, doamna doctor a făcut trei, nu o înțeleg. Ați scris o carte? Nu, n-am avut timp, am trei copii. Păi vedeți, aici, da, eu o să scriu o carte, titlul, simt că va fi ce a fost în mintea mea. Așa va, da, nu știi, se dezvoltă. Mâine, păi mâine. Uite, ne uităm la mari sportivi ai planetei și eu acum îmi fac calculul, îmi proiectez, cum se zice, și mă gândesc că și ei au avut colici și lor le-au dat dinții și uite, acum sunt numărul 1 mondial în diverse sporturi. Cineva a trebuit să treacă prin toate astea și cineva i-a șters și i-a spălat la fund, băi, firică, băi, și pe Hamilton, cineva l-a șters și acum, uite, poate să se șteargă cu bancnote, dacă vrea. Mulțumim, doamna doctor, să ne vedem cu bine. Cu drag. Și mai odihniți. Nu uitați că vizita din când în când pe la specialist este un pic mai bună decât două mătuși care au păreri. Și noi ținem la neața la treaba asta foarte tare. Deși și noi avem mătuși cu păreri. Da. Ne mutăm în bucătărie. Să scuzați, doamna doctor, pe Dani, că na, are ture. Are gardă. Are gardă și acum, na, să-și mai ajute colegii, ia două, trei gărzi la rând, de-aia are și cearcă.